Neața lumei aici ieșit episodul 2 la Mușocu și vedem pe Rudeus aici cum a alergat prin zăpadă. Și ce a făcut nebunul om? Și a numit picioarele. Tindalos și Baskerville, ce mai nume și-a dat și ăsta. Ajunge acasă, s-a apucat să se facă flotări. Au trecut câteva luni de când a rămas aici la ăștia în sat. Vrea să-și facă reputație ca să vorbească lumea despre el, să audă cumva cine niște părinții lui și toate neamurile pe care și le-a pierdut atunci cu incidentul, teleportarea. Și și-a numit și mâinile. Alc și Heracles. Avea mare altar aici. Cred că știm cu toții ce avea în altar. Vă dau un indiciu, aparține lui Roxy. După care l antrenat apel și care mereu cu el poșeta aia lui. Se duce la Gilder, era băiatul ăsta aici și anunța în gura mare, bă, vedeți că luăm noi jobul ăsta. Trebuia să se ducă să bată niște dragoni din ăștia de zăpadă. Rudy se duce să-și ia și el un quest și lumea îi zicea pe aici, bă, Quagmire. Dar de ce Quagmire? Mersi că m-ai ajutat ieri, a, e ok, nu știu ce, tatăl meu, bă, mersi și tot așa. Că ăsta era scopul să-și mărească reputația în sat și zice la bă, dacă aud cumva despre mai ta sau ceva, o să -ți zic, o să te anunț. Și se pare că lumea îl știa mai mult după porecla lui. De când și-a dat porecla asta, nu știu. Să-mi fac o reputație într-un sat se pare că durează de la câteva luni la un an, da? Ae, n-avem ce să facem, iriz riz. Ia în mână perechea lui Roxy și se ruga la ea. Ia un quest, quest din ăsta basic de cărat zăpadă. Că și vine la băiatul ăsta și zice, mă numesc Rudeus, am venit să vă ajut. A, tu ești faimosul cu Ecmaier, mă? Da, mă, n-ai treabă. Hai, de drumul și bagă zăpada aici. Căra la de zăpadă și m-am gândit, bă, da, de ce nu dă cu foc ca să topească zăpada asta mai repede? Face chiar asta, dar nu dă cu foc. Aveau un obelisc aici, în mijlocul, cu grămezii de zăpadă și îi dă Rudeus lumină. Lumină care cred că bagă și căldură, ca că a început să topească zăpada. Alerga o tipă pe aici, s-a împedecat, s-a juli la genunchi, i dă stahil pleacă. Face numai fapte bune, dar e și dubios pentru că nu-i caracteristic Rudy și se uita tipa asta după el așa de după colț, exact cum făcea Hidata cu Naruto. Și se întâlnește cu asta, că l-aștepta, îi zice ce faci, nu te duci acasă, da, am terminat ăsta și am zis să raportez și să-mi iau bănuții. Bă, să știi că o să luăm și noi un job, vrei să vii cu noi? Mă, nu știu ce să zic, se tot gândea Rudeus, m-am întâlnit cu Counter ero, de când am ajuns aici și am mai lucrat cu ei de câteva ori, da. Vezi, partea nasoală e că dacă el merge cu același party, nu întâlnește oameni noi care să afle despre el și să-și răspundească reputația. Că sunt tot ăia, deja îl știu. Și în timp ce se gândea și foarte indecis, asta îi zice. vă, dar dacă nu vrei, zic că nu vrei și gata, ce ți-a atâta să te gândești. Și nu mai fi atât de politicos, că e foarte dubios. Vine Suzana cu partiu și întreabă zi, mă, Rudy, vrei să te bagi cu noi? Da, mă, mă bag, pe păi, ce nu mă bag eu? Perfect, atunci hai să căutăm un job. Ajung la niște ruine aici, de zici că de la Dorfi, din stăpânele lor, construite ca o fortăreață în timpul primului război dintre oameni și demoni. Rudi zice, băi, am mai văzut clădiri pe continentul demonilor, dar frate, nici chiar așa. Întreabă tipa, bă, și mă, place arhitectura? Bă, nu neapărat doar că n-am mai văzut construcții din astea așa șbechere și cumva varul de aici vede puțin în viitor ca și cum ar de asta pe jos și când se cadă o prinde. E, e o întrebare e cum crezi că o prinde. Vă las această poză ca să vedeți cum o prinde. Rodi, deci anime ăsta nu te lasă pentru o secundă să uiți că e mușocul cu tese imediat îți aduce aminte. Și și zice asta: "Hei, amici, ce vezi unde pui mâinile alea?" Ah, hopa. Ce trage mai departe? Și scopul lor e să adune souls de dragoni din ăștia de foc, bine, Drake, Drake care e mai mici decât dragonii. Și acum te gândești, bă, dar nu plecase tipul ăla de la gildă să vâneze niște Drake și din ăștia? Dacă se pe aici. Și sigur se întâlnesc pe aici. Ar fi nașpa să ne batem cu monștrii trește aici, se gândea Rudi. Dar norocul nostru e că ei folosesc pasajul ăsta doar ca să treacă mai departe. Nu mănânc aici. Bă, și se uită la o statuie și o vede pe tipa asta. Mare demon lord. E și dintr-o dată apar și opurile vieții, autele. Cu să fugim. Rudeus face un zid, dar aia se urcă pe zid. M-am bă, de ce nu l-a făcut de jos până sus, că sigur poate, are magie. Apoi trage cu niște gheață ca să dărâm niște bolovan peste ei, dar degeaba că scapă fraierii și se uită în spate nima. Aia, eu m gândit, bă, au plecat, l-au lăsat, Rudi, te descurc. Cât sfâna, cât și el s-a gândit la fel. Doar că n-au plecat ăștia, mă, s-au retras așa puțin. Vine asta cu arcul și băiatul cu magie să-l ajute. Apoi și Suzana cu celălalt. Și na, e ok, toată lumea se luptă ca și party. N-au apucat să facă mare lucru că vine băiatul ăla de atunci, de a zis el, bă, ăștia să mei. Și bate sta pe toți, gen băiatul chiar e bun pe fight. Eu m-am gândit în timpul în care m-am uitat la episod, zic, bă, a, ah, clas. Știi că e ăla la gildă care zice, bă, mă că eu să iau nu știu ce quest, se duce, vine personajul principal, dă de el pe acolo, trage să moară sau i-a murit trei din parte și cumva asta să care până acasă că e slab? Nu, e total invers. Omul ăsta chiar s-a descurcat și s-a descurcat atât de bine încât s-a supărat pe ăștia. A venit la liderul ăsta, că ăsta îi zicea salut, sunt Timothy, liderul de la Counter Arrow, și dă un pumn în gură. Ce bă, ce faci? Mă? Pe tu ai venit să ne iei prada, mă. Ce? Zice Suzana, nu ne-a zis nimeni că tu o să vii aici. Cum nu? Efectiv, azi dimineață am anunțat în gildă că eu vin aici. Și acum Rudiș și -a aduce aminte și zice, Oh, aha, fira să fie. Să vezi ce am uitat, bă. Întreabă Suzana, bă, știai că vine asta aici? Băi, au zis mai devreme că vin să facă ceva reptilien dragoni balauri. Dar ăsta a zis că se duce în altă parte, nu aici. Și cumva, locul ne trebuia să se ducă la și ruinele de aici s-au unit una cu alta. Motiv pentru care și moști încep să vină de aici, prin tunelul vieții. A, ah, deci voi ați venit aici cu alt job, da frate, am venit să adunăm toți de șopurile. A, ah, scuză mă că te-am lovit așa pe neașteptate, ți-am dat un neveu frumos. Ai, e rizu, are rizu, zice băiatul ăsta. Totuși, Drake și ăștia sunt ai noștri. Vă dau și vouă unul, dar gata, atât va ajunge. Gata, frate, nici nicio problemă. Hai să mergem acasă să petrecem, zice liderul. Perfect, tipa asta zice, bă, nu vrei să vii să petreci cu noi, nu mai stai singur ca fraierul. Și erau aici, abeau toată lumea bere și se gândeau cum au avut noroc că au supraviețuit că s-au bătut cu Drake și vieții. Ai noroc că ne-am întors să te ajutăm, zice asta. Că dacă erau alte partiuri te-ar fi lăsat. Și mulțumește Rudeus lui asta, lui Sara, Sara o cheamă. Sara îi zice, bă, nu mulțumim mie, mulțumește lui Suzana și lui Timothy că te a ajutat. Dar Suzana îi zice, lasă, vă zici tu, Sara, dar te-ai grăbit mai repede ca noi, să-l ajut pe Rudeus. E. Și Rudeus se gândea la tipul ăsta, ca la Tasu. Se întreba dacă Paul era la fel de arogant când era tânăr. Bă, Tasu, destul de șmecher, într-adevăr. Vorbind de asta, hălcă vine. Vine cu un de a lui Rup de Beat, vine și zice lui Suzana, bă, acolo în peșteră eram puțin cam agresiv cu voi, am mi pare rău. <laughs> e ok, bă. Și se ia după aia de liderul lor, zice că nu-i place de oamenii care își iau un pum și nu ripostează. După aia se ia și de Rudeus, mă, zice că cel mai mult și cel mai mult nu-i place de Rudy. De deci ce ești întotdeauna îngrijorat de cum te percep alți oameni? Și zâmbetul al tău e atât de dubios, nu vreau să-l mai văd niciodată. Și se ia destul de mult de el. A doua zi, se întâlnesc chiar. Iar ăsta cu el. Și zice: "Ce faci, mă, de o tot acești? Lasă o ca motivele mele. Ce motive, mă? Tu o faci totul pe jumătate." Și vine partiul, doar că nu ți toți. Bă, și m-am gândit, zic: "Să vezi că a murit tipa aia." Ai și spune asta. Mimir și Sara au murit. What? Mimir o murit, dar Sara s-a separat de noi, nu știu dacă mai trăiește sau nu. Păi, hai să mergem să o găsim. Pe furtuna asta ne nebun, și să găsim? Liderul zice: "Bă, nu trebuie să o abandonăm." Zana zice: "Bă, cu toți am fost de acord să i abandonăm, deci suntem la fel de vinovați cu toții." Și atunci ce face Rudeus, Să îmbracă și pleacă după ea. Eu dă mare magie, se oprește și furtuna, pe de o de maxatie. aminte când ne-a zis băiatul la bă, ce? că tu nu faci nimic, faci totul pe jumătate, bla bla. Și se gândea Rudi, și nu n fac? Fac asta ca să mă simt mai bine. Nici măcar nu pasă dacă e vie sau moarte, tipa, nu m mers să o găsesc. Și folosește aici o magie destul de de o grenadă de bolovani. Ia o aruncă între bivole aceștia, instant îi prinde de cuțepi. Destul de maxarul, de așa. Și găsește o grămadă de oase aici, așa, se uită prin oase și îl găsește pe Mimir săracul. Și după aia găsește și cercelul lui Sara. Și se gândea, bă, dar eu cu Sara nu suntem atât de apropiați. Dar măcar în ultima vreme n-am fost atât de agresivă cu mine. Că știți că la început să lua de el mereu. Și încerca un copac să-l prindă aici. Hashira m-a încercat să-l prindă, care o prinsese și pe Sara. Și se duce rudeu și o salvează, dă foc la rădăcini și pleacă cu ea. Sare într-un râu, se trezește asta și zice cine este aici? Este smir rudeu, dar nu vedea prea bine. Avea apă în ochi sau ceva. O duce asta într-o peșteră, îi dădea hil aici. Bineînțeles, cum se puteau vindeca de cât dezbrăcați, că n erau hainele ude și le-a pus să se uște la foc. Mai vorbesc ăștia puțin. Ea îi zice, băi, dubios că ai venit singur să mă ajuți. Păi da, că partiul tău a zis că lipsești și na, am gândit să vin să te salve. Ei sunt ok, da, sunt ok, dar Mimir e mort. Când să plece, asta a încercat să-l prindă de mână. Da, da, pe lângă. Și îi zice că mă bucur că ai venit să mă salvezi. Dar Rudy se gândea că el se simte salvat, ca și cum ar fi fost iertat pentru tot ce a făcut până acum. Se întorc ăștia înapoi la gildă, Sara sare în brațele lui Suzana și zice, bă, unde ai fost, bă? Acum mergeam să te căutăm. Păi Rudy m-a salvat. Ua, cine bun! ești, bă, te-ai dus pe furtuna aia. Și se ia de el, Sara se bagă în față, ce hei, Suzana, nu te lua de el că m-a salvat, a, da, ai dreptate, scuză-mă. Mersi că ne-ai salvat, colega. Și că Copitanul, iar iarăi zice. Sunt foarte recunoscător. Dacă te pot răsplăti într-un fel, nu mă spunem. E ok, bă, m-ați ajutat destul de mult deja. Hai să zicem că suntem chit acum. E sigur? Da, mă. Bă, na, atunci sper că ne putem ajuta în continuare reciproc, desigur. Și Sara îi zice, bă, din ne de mai târziu aici, super fericită. Cred că ceva undeva, cândva se întâmplă aici. Ajunge Rudeus acasă, își pune îmbrăcămintea Luroxii înapoi în altar, ca aparent îi venerează și asta e episodul 2. Urmează episodul 3, data viitoare, apropiere abruptă sau abrupt approach. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să băgați un like, share, subscribe, comentarii, toate cele. Instagramul și tiktok sunt în descriere. Iar noi ne -au de mâine cu un nou clip.